Bună seara! Suntem aici pentru cel de-al patrulea episod Frame 10. Îl voi prezenta sau se va prezenta un artist care, care pe mine mă interesează foarte mult în sensul demersului pe care, pe care îl abordează. Este vorba de Andrei Nacu, care vreau să-i mulțumesc pentru prezență în primul rând și discuția de astăzi se va, se va construi în, în jurul unui subiect care pe mine mă interesează foarte mult și sper că se prezintă interes și pentru voi, respectiv munca cu arhivele fotografice și soluțiile relaționate aceste, acestui sector, acestei zone, care de foarte multe ori poate fi nu tocmai, nu tocmai facilă, nu tocmai ușor de, ușor de integrat într-un discurs artistic. Aș începe, așa cum am început și până acum, în, în edițiile anterioare, cu o întrebare care se adresează, în primul rând celor care sunt fotografi, a zice, și este acel de ce, o întrebare foarte basic pe care, pe care am mai propus-o și în acest sens aș vrea să te întreb de ce fotografie, de ce ai ales să te exprimi prin fotografie și nu printr-un alt mediu, oricare ar fi acesta. Bună seara și mulțumesc pentru invitație, deși pare o întrebare foarte basic sincer nu știu dacă m-am considerat foarte mult timp neapărat fotograf, într-adevăr m-a interesat fotografia, dar nu știu dacă a fost neapărat un așa un, un parcurs clar sau o decizie asumată, ci mai degrabă a venit de-a lungul unui proces și cred că fotografia pur și simplu s-a potrivit la un moment dat pe nevoile mele de a face lucruri și de a mă exprima, deci cumva a evoluat, cred că relația mea, cred că cumva așa și în mica prezentare care am pregătit-o, m-am gândit să, să mă uit un pic la cum a evoluat relația mea cu fotografia. Perfect și cred că asta, asta este important dacă vom putea urmări un fel de, evoluție, un fel de cronologia a demersului tău, va fi cu siguranță util. În același timp aș vrea să te întreb un pic despre, despre hai să zicem, background-ul din care provii, ai, ai urmat cursurile Facultății de Arte de, de la Iași, le-a avut ca, ca profesor pe Matei, pe Matei Bejenaru, și cunoscându-l la rândul meu pe Matei, mi s-a părut interesant cumva să, să punctez oarecum diferența, o diferență pe care noi am mai discutat-o și mai devreme, Matei fiind foarte, foarte activ, foarte prezent într-un demers fotografic, să-i zicem clasic. Foarte clar. În același timp, tu practic ai, ai derivat, ai ieșit din, din, secția de fotografie de acolo, având acest demers aproape în totalitate concentrat în jurul materialelor de arhivă, ceea ce mie mi s-a părut foarte interesant și relevant pentru, pentru, un discurs mai larg, for a bigger picture, dacă vrei să o numim așa, a fotografiei românești, deoarece nu prea am reușit să mai identific foarte mulți artiști care, care și au asumat acest gen, de, acest gen de parcurs. Mai există cu siguranță nume precum Vlad Albu sau alții, alții mai tineri, dar pentru mine demersul tău a fost referențial în timp. Ca time frame este o chestie care s-a respectat, este o chestie, este un parcurs care s -a, s -a, s -a, tot timpul s-a reconfirmat. De fiecare dată când vedeam că lucrezi, că ai lucrat ceva nou, că ai, ai produs o altă lucrare cum v-am confirma această idee că ești foarte ancorat în zona aceasta a materialelor de arhivă. Și, mă rog, întrebarea legată de, de mediu, de background, a existat vreun fel de influență majoră în sensul facultății pentru această alegere a ta de a te concentra în jurul materialelor de arhivă? Apropo de și de ce fotografia de, nu știu, traseul meu și de. Uh facultatea de la Iași. Eu am dat la facultate la arte cumva destul de târziu, după sau mă rog, deja începusem și eram pe anul, nu știu, 4 la facultate de horticultură. Deci nu a fost neapărat prima opțiune, dar am simțit nevoia unui cadru ăsta instituțional și de a profunda la nivel teoretic subiectul. Cred că Matei mi s-a părut foarte inspirațional entuziasmului și puterea lui de muncă și totodată cumva, deși tu pare că mă sau nu știu, poate sunt eu ușor să mă asociez cineva cu demersul ăsta în direcția arhivelor. Sincer, mai ales în ultimul timp, îmi place să testez sau nu știu, să explorez și alte, alte direcții și cred că asta este și unul din punctele care m-au inspirat la el și el, deși cred că e iarăși foarte vizibil în domeniul fotografiei și cred că, în general, modul lui de, de a prezenta lucrurile e foarte deschis și nu, nu, se limitează doar la fotografie, deși Și muzică și poezie. Exact, exact, poezie. exact, exact, exact. Și cred că asta conta foarte mult și contează foarte mult într-un mediu din ăsta uh, educațional să nu fim uh, statici, și uh, sau... Statici, doar concentrați cumva pe un subiect ci să încercăm să să ne răgim un pic orizontul și să facem legături și cu alte uh, domenii. Și, și apropo, apropo de legături și cumva mă folosesc de, de acest subiect, mă rog, de, de aducerea în discuția lui Matei și de cele spuse de tine, respectiv de, de a testa alte, alte zone, alte poate chiar materialități, alte medii, uh, mi s-a părut foarte inter interesant, pe lângă, să zicem, genul acesta de explorare a materialelor de arhivă într-un sens foarte clasic, adică cumva integrarea lor într-un într demers personal și o zonă în care cumva lucrurile devin, devin mai abstracte, ating o zonă mai degrabă de non-imagine decât de imagine, cum ar fi uh, lucrarea cu proiectorul uh, Mining Deposits of Light. Uh -huh. Este vorba despre o, o proiecție pe un proiector de 16 mm și Practic, cadrul se, se alterează, se strică la fiecare, la fiecare trecere. La fiecare trecere acest cadru se strică, ajungând până la urmă să se aproape dezintegreze. Asta mi s-a părut foarte interesant în sensul de aceste relații, inclusiv de post-fotografie și nu neapărat de fotografie, de imagine, non-imagine. Și la fel de bine cealaltă, cealaltă lucrare care la fel mi-a atras atenția și știu că a expus-o chiar de câteva ori acel frame, acel cadru dintr-o peliculă mai veche de familie, da. utilizată de bunicul sau oricum în familie, care ulterior cu timpul a, a căpătat evident niște a fost alterată de timp, scame, puncte de praf, zgârieturi, devenind un fel de este de fapt imaginea folosită mm. pentru pentru grafica evenimentului. Poate să pară un un cer, stele pe cer, dar de fapt este vorba despre un, un cadru de 35 de mm alterat. Și cumva mi s-a părut foarte mișto și această alternanță, nu doar a imaginilor găsite sau reinterpretate, dar și a unei altfel de arhive. E un, o direcție care cumva mă, mă interesează și odată ce intri în uh, explorarea asta a imaginilor de arhivă, inerent ajungi la, să te gândești la potențialitatea imaginilor. nu doar ce este în, în acea imagine și ce nu este, sau ce este în arhivă și ce lipsește din arhivă. Uh, și atunci uh, astea două lucrări cumva se uit, mă uit în, în direcția asta, în la ce nu a fost fotografiat, ce lipsește dintr-o arhivă, ce, și, nu știu, potențialitatea unei non-imagini. Fotografia putem să -o, o definim cumva într-un sens mai larg. Mi se pare destul de limitativ definirea asta a fotografiei doar ca produs final, ca imagine, ci cred că fotografia poate fi privită într-un sens mai larg, de exemplu, fie ca. Un eveniment în care se întâlnesc fotograful, subiectul, în același timp, pe lângă prezența celor doi, devine importantă prezența privitorului. Chiar dacă nu e prezent acolo, el joacă un rol. Poate deveni importantă și prezența potențialelor privitori din mintea, de exemplu, a fotografului, care poate fi diferită privitorul din mintea fotografului față de privitorul din mintea subiectului. Și în același timp, cred că fotografia poate fi privită și ca o practică. Și, de ce nu în ultimul rând, poate fi privită, de exemplu, îmi vine în cap o, o definiție dată de o teoreticiană Ariela Azulai. Care se uită la fotografie ca la o practică extractivă. Ea definește, de exemplu, punctul de începere a fotografiei, nu îl identifică ca fiind momentul în care s-a descoperit procesul tehnic, ci îl, îl pune într-o narațiune a exploatării și a extracției. Și atunci, fotografia poate fi privită altfel. Cred că există o, or o oricare încordare în jurul acestui aspect, cumva, fotografia, adică obiectul este, mm. este rezultatul, să zicem, este cumva momentul final sau este finalitatea gestului, a ritului mm -hmm. fotografic, dar, într-adevăr, cred că poate fi, de fapt, abia începutul. Mm -hmm. Depinde foarte mult cum, cum se interpretează sau depinde destul de mult de deschiderea pe care o avem vis-a-vis -vis de de aceste obiecte reper, care de fapt sunt niște repere care pot de fapt influența niște trasee cu totul diferite de cele, de cele să zicem, prestabilite. În același timp, cred că, așa cum spuneai și tu, este, o, este un aspect în care cred cu, cred cu tărie și repet de fiecare dată când am ocazia, mă refer la faptul că absența devine mai importantă decât prezența de foarte multe ori. Și această absență este generatoare de un fel de tensiune care duce lucrurile, le face cumva să, să capete inerție și au, au un propriu traseu, un traseu propriu care nu, nu este neapărat constrâns sau definit de fotograf. Fotograful a dat doar acel imbold, a dat cumva o, un start și ulterior lucrările capătă și o, o viață cu siguranță proprie. Dar mai departe, mai departe de atât și referindu-mă un pic mai specific la, la, lucrările tale, aș vrea să, să mai subliniez, cumva să aduc în discuție un aspect interesant, cel pe care îl discutasem chiar mai devreme, că atunci când, când lucrez cu materiale de arhivă, sau mă rog, acum voi insista un pic în, în acest sens pentru, să zicem, pentru puterea exemplului, și tocmai legat de această idee de fotografie, de sens destul de limitat al fotografiei, așa înțeles, într-un mod foarte, foarte clasic sau universal acceptat, atunci când lucrezi cu materiale, dar și în sensul tău, de exemplu, nici măcar nu ai nevoie de un aparat de fotografiat. Imaginile sunt deja făcute, doar le resuscitez într-un anumit fel, într-o viață pe care tu le-o dai. Și asta mi se pare foarte interesant, că nu ai această relație cu aparatul de fotografiat nu vorbim de acel stereotip sau cum vrei să-l numim cu știi, fotograful care are mereu aparatul de gât sau are mai multe aparate, are teleobiectivul sau așa, de fapt lipsește în totalitate tocmai această dimensiune. Cred că niciodată nu n-am fost așa atras de tehnicitatea fotografiei, deși pare poate ciudat că e un domeniu așa destul de tehnic. și imaginile de arhivă, cred că sunt de fapt un pretext, sau nu știu, mai mult decât uh, subiectul în sine, ci uh, ele doar ajută. Uh, sunt acolo ca să funcționeze ca mesageri sau ca uh, să exemplifice anumite lucruri, dar nu, nu mă interesează neapărat imaginea în sine, ci pur și simplu cum, cum poate fi folosită pentru a ilustra o idee. E, e clar că se construiește, sau mă rog, se activează o zonă conceptuală. Și cred că, apropo de aceasta, adică cumva să te servești de, de fotografie așa cum te ai servit de o, de o proteză, adică, care de fapt te ajută ca să te sprijini sau ca să duci un parcurs până la bun sfârșit, sau, mă rog, poate te încurca și mai mult în parcursul respectiv, aș aduce în discuție două exemple, două lucrări de -ale tale respectiv. Două lucrări pe care le-am simțit un pic ancorate în zona de, hai să zicem, între politic și social, adică această idee de, o știm cu toții și o să spun cât se poate de obiectiv, foarte multă vreme și mă rog, este normal să se întâmplă așa, a existat acest leș al comunismului de care s-a tot tras. S-a tot tras în diferite proiecte și este normal să se întâmple asta, doar ce este o realitate foarte prezentă, este istoria recentă, dar există feluri și feluri de, de a face asta, există feluri și feluri de a îmbrăca acest subiect într-o eleganță conceptuală și prin diferite, diferite soluții. Aici fac referire la lucrările tale, în primul rând ceea care s-a materializat într-o carte, în care ai folosit 200, cele 270 de frame-uri care corespund celor 10 secunde ale execuției soților Ceaușescu. Singurele 10 secunde transmise oficial de TVR este acel moment, să zicem, cu siguranță iconic, că nu s-a văzut exact clipa în care au fost împușcați, la un moment dat cineva spunea că acel material a fost montat inclusiv de Sergiu Nicolaescu, erau tot felul de, de bazme, de mituri în jurul acestui, acestui material, dar este it is what it is, adică este vorba doar de acele 10 secunde care au devenit reper. Și tu ai folosit, ai printat practic toate aceste 270 de frame într-o carte în care le-ai propus secvențial, adică cronologic, care devine aproape abstractă, devine aproape abstracțiune. Și mi se pare interesant faptul, adică felul în care reușește, reușește să cuprindă acest subiect. Dar, îndepărtându-l de, de acel concret, scontat într-un fel. Da, cred că aveam și o prezentare, lucrarea aia. Da Dacă e să vorbesc acum, un pic despre ea și despre faptul la care ai făcut o referire, sincer, mi se pare destul de evident că discursul de la noi din ultimii 30 de ani a fost super concentrat pe o retorică anticomunistă care a fost în anumite măsuri chiar aplaudată și a, a folosit, încurajată. încurajată da și a folosit unei unei uh, narațiuni din astea hegemonice la care uh, trebuia să, să performăm în fața vestului însă cred că uh, E de ajuns, cumva, și ar trebui să ajungem, totuși, după 30 de ani, la o reflexie un pic mai critică față de uh, istoria recentă. Evenimentele din 89, uh, pe lângă uh, dimensiunea lor uh, politică, locală, uh, de exemplu, sunt văzute de către Willem Flusser. Un teoretician al imaginii și filozof, ca un punct de cotitură și în istoria imaginii, așa numită Revoluție din, din 89, care a, a fost considerată prima, prima Revoluție televizată în direct. El o, o vede ca punctul în care imaginea capătă, își schimbă cumva relația cu istoria. Dacă până în momentul ăla. Fotografia era folosită pentru a documenta evenimente și pentru a documenta politicul. Ei, atunci se face o, un switch, așa o schimbare, și de fapt ne dăm seama că imaginea este cea care dictează și atunci evenimentele există doar prin imagine. Un exemplu foarte concret. La un moment dat, prim-ministrul Descălescu își dă demisia. Echipa TVR nu a fost pregătită să filmeze și atunci el a fost nevoit să repete demisia. Acum, întrebarea este care este momentul istoric? Primul sau cel care a fost televizat. Și aici vine și Flusser și se uită la imagine ca cea care uh, creează realitatea și creează istoria. Prin cartea asta, punctul culminant al evenimentului 89 fiind uh, execuția socilor Ceaușescu, cumva, uh, neavând o imagine clară care să reprezinte să evenimentul propriu-zis, devine cumva invizibil. Uh, e, și eu, prin uh, încercarea mea, a fost practic să, să identific. Uh, o imagine care să reprezinte execuția socialului celușescu, tocmai pentru al aduce în realitate și pentru a putea fi chestionat și pentru a putea fi puse anumite întrebări despre nu știu, cine a făcut asta, de ce, cu ce scop. Într-un cadru mai larg, oricum, cred că cum spuneai și mai devreme cu demisia demisia lui Descălescu și știi, dacă nu, este, dacă nu este fotografia sa, dacă nu este înregistrat, nu există. Exact, de în unde, în același context, este acea, celălalt faimos, faimos moment cu Mircea Fătă că lucrezi? Adică trebuia să fie înregistrat momentul în care se întâmplau anumite lucruri și, și apropo de... Eu cred că efectiv publicul, publicul caută moartea. Ideea este că cumva noi acum trăim în, în cultura imaginii și imaginea adică ăla cumva este identificat ca un, un punct de cotitură, însă apoi imaginea a preluat controlul și noi trăim în paradigma asta a imaginii. Cum vorbeam, cum vorbeam și mai devreme, ideea aceasta de, de absența care este mai importantă decât prezența, această lipsă a momentului concret în care cuplul este împușcat și făcând referire la ce spuneai și tu, este prima revoluție televizată dacă aducem în discuție, nu știu, războaie precum Vietnam cu Philips Griffith Jones sau tot felul de alte de reportaje foarte cunoscute, îmi vine acum în minte imaginea acea iconică, poate o știți și voi, cu ofițerul nord-vietnamez care împușcă întâmplă un presupus Vietcong, este exact clipa aceea în care, care este lovit de. de glonțul respectiv. Ceea ce în cazul soților Ceaușescu lipsește și cred că este foarte bine să lipsească. Adică creează creează un nobody's limbo dintre acestea și la nivelul aici nu sunt de acord eu cred că trebuie să existe și asta am încercat să fac să, să eu am încercat să o aduc să în puntez. realitate pentru că mm. dacă nu există înseamnă că uh, nu putem uh, nu știu uh, nu există nici criminali da și nu se poate meta nu există da. nimic da lucrarea face parte din prezentare mă gândesc da, ok. da, da, da. și evoluția acestei aceste lucrări a devenit o altă lucrare uh -huh, practic, uh -huh. pe care te-a jurgat tot să o, -o da, descris Este da. vorba de două, de două printuri, de fapt, uh -huh. două imagini care, care uh -huh. comunică, care funcționează cumva în oglindă da, și da. de o posibilă expunere a acestora, pe care mă gândesc că sunt uh, și, și. Da, ele. dar nu știu dacă să. Imediat ajungem și alternăm uh -huh. chestia asta. Uh -huh. A doua lucrare pe care cumva am simțit-o oarecum aproape. Este de jur, împrejur este Patria, mm -hmm. respectiv o serie de nouă cadre, dacă nu mă înșel, nouă cadre. Astea au fost expuse atunci, mm -hmm, dar mm -hmm. colecția e cumva mai mare. Sunt mai mare, da. în care apar apar niște elemente de uniformă, de fapt sunt niște soldați cu o pafta RSR, pe care mm -hmm. o porți și acum, dacă nu mă înșel. Mm -hmm, da. Așa, și este un detaliu un fel în care aceste și mâinile sunt încadrează această, aceste mm -hmm. paftale din din dotarea armatei române din perioada comunistă. La fel mi s-a părut o, o, alternativă, o soluție foarte, foarte elegantă, foarte subtilă de, de, a explora o zonă care altfel de multe ori ar fi fost, nu știu, stigmatizată sau oricum prezentată într-un mod mult mai, mult mai agresiv și mult mai mult mai, nu știu, periferic în anumite sensuri. Și, și cred că, per total, toate, toate, de fapt, tot ce înseamnă demersul tot acest cuvânt, atât, fol atât de folosit, are, are legătură cu un anumit fel de, un anumit fel de eleganță, un an, o anumită frecvență în care tu funcționezi prin lucrările tale, și cred că este foarte greu, asta vis-a-vis -vis și de, de un discurs mai larg în sensul materialelor de arhivă, să te folosești de niște materiale astfel încât să nu fie doar o recontextualizare directă să le muți de colo colo. Le-am găsit într-un târg și le pun aici pentru că arată mișto, arată mișto. De ce? Pentru că este o selecție prin care eu le filtrez. În selecția aceea ne regăsim fiecare dintre noi, suntem în selecția pe care o facem. Dar atunci când vine vorba de a folosi acele materiale într-un sens un pic mai, mai complex, de a le conceptualiza și de a le, de a le da noi dimensiuni, cred că lucrurile devin, devin un pic mai dificile și aduc în discuție veșnicul meu exemplu, respectiv Cristian Boltanski, care îmi place foarte mult prin felul în care reușește să străpungă cumva zona aceasta de, de, de imediat. Capăt o altă direcție, au, devin, au o altă perspectivă și asta cred că, cred că este foarte important. A zice, dacă ești de acord, să, se începi prezentarea astfel încât Sigur. să avem un backup la cele discutate A. până acum. Uh, da, cumva ce am, ce am pregătit aici este cumva structurat pe un fel de traseu din ăsta al uh, cred că se uh, o să răspundă cumva mai bine și întrebărilor care mi le-ai pus până acum uh, apropo de de ce fotografie și nu știu cum am uh, cum a evoluat relația mea cu fotografia inițial uh, eram foarte pasionat de, de fotojurnalism să surprind momentul uh, colaboram cu agenții de presă și, da, mi se părea foarte... Clipa decisivă. Da, 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 exact, exact. Și apoi, cumva, pasul următor a fost să, să duc asta un pic mai departe și am început să fiu pasionat de fotografia documentară, de proiecte, cumva, mai de lungă durată, în care, nu știu, foloseam așa un fel de, ca metodă, observație participativă în asta, în care petreceam cât mai mult timp cu subiectii mei, încercam să plec să câștig încrederea și să fie cât mai cât mai comoz cu prezența mea acolo. Și asta a fost cumva un, un, un pas următor. La momentul ăla am, am dat și la un master în UK de fotografie documentară, unde iarăși cam asta era direcția, de a face proiecte de lungă durată și uh, atunci uh, când a trebuit să aleg uh, tema mea de, de master, m-am gândit eu dacă tot uh, multe din seriile uh, documentare care le făceam până atunci aveau legătură cu familia, uh, am tot fotografiat diverse da, familii în diverse contexte, m-am gândit că uh, cumva natural sau poate o provocare care simțeam că ar fi oportună la, nivelul, la momentul ăla a fost să mă uit la, la propria familie. Mi-am fotografiat cumva părinții timp de câțiva ani, deja făceam chestia asta înainte de, de, a ajunge la master și am, decis să, să încerc să, să conturez cumva proiectul ăsta și să-l să l Duc la un, un, un sfârșit. Am încercat eu să, să mă uit la uh, părinții mei, și la viața lor, și la relația lor, cumva o reprezentare sau nu știu, o, uh, a momentului istoric pe care l-au trăit ei. Uh, și am ajuns să-i să definez sau să-i conturez, uh, așa, ca niște victime istorice care n-au -au reușit să, să se adapteze la, la noua paradigmă socială, la noul capitalism. Uh, și pentru mine, proiectul ăsta a fost super interesant uh, pentru că uh, deși a fost apreciat și acolo, și aici. După o expoziție, am primit un, un comentariu care m-a ajutat cumva să înțeleg mai bine și să-mi schimb cumva perspectiva. Uh, cineva m-a întrebat de ce te, decât să te uiți la părinții tăi ca la uh, și să te întreb de ce. De ce nu s-au adaptat ei la capitalism? Poate ar fi interesant să, să te întreb de ce capitalismul i-a obligat să ajungă în poziția asta și de ce oamenilor ca, ca ei, din generația lor, au fost cumva dați la o parte. Pentru mine, chestia asta a fost un moment așa foarte revelator în care am început să mă gândesc din ce în ce mai mult la dimensiunea politică a lucrărilor, practic la ce narațiune contribui și. De fapt, în, în slujba cui uh, vorbesc sau nu știu, pentru cine? Uh, pe lângă uh, toate problemele etice legate de uh, faptul că eu creez uh, imaginea lor uh, într-un fel foarte subiectiv și, uh, practic, i-am folosit pentru a-mi. Uh, am crea eu o narațiune și o poveste. Da, asta a fost un prim pas, sau nu știu, un pas foarte hotărător în care am, am înțeles cât de important este uh, uh, discursul politic. Este într-un fel inevitabil, și eu spun din, din propria experiență, respectiv când am intrat la rândul meu la, la facultate, am început să fotografiez prima. Prima direcție în care mi-am îndreptat camera au fost părinții, sau, mă rog, persoanele de lângă tine devin un fel de, de cobai ai tăi, și sunt, și sunt devin cumva piesele dintr-un asamblaj care ulterior ajunge să capete poate și alte forme. Și, și cred că, și nu doar în sensul materialelor de arhivă overall, cred că vorbim și de, de ideea aceasta de appropriation art, de a-ți apropia niște, niște lucruri, niște demersuri, niște istorii mm -hmm. și, din câte știu, tu -ai și fotografiat, dar parcă ai inclus și niște materiale de, de arhivă. Da, da, cumva asta a fost și prima mea interacțiune cu arhiva, pentru că începând să, să construiesc proiectul ăsta, am uitat, bineînțeles, și în albumul, și în albumul familiei, am încercat eu diverse... i-am și fotografiat, i-am rugat pe ei să se fotografieze, mă rog, am, am un, un proces mai... Uh -huh. Dar asta a fost cumva, da, și uh, modul în care, am, uh, în care am în care am descoperit lucru cu, cu arhivele și m-am -a, a cumva da. de, de... Mi s-a uh... părut important ca un fel de uh -huh. moment zero a acestui, uh -huh. acestui discurs și, și cred oricum cu siguranță, dacă veți avea curiozitatea vă, vă invit oricum să să vizitați ulterior site-ul site -ul lui Andrei pentru a vedea poate în mod mai desfășurat o parte dintre aceste lucrări. Și cred că, așa, un fel de continuare și tot în sensul uh, intim al, al unei intimități imediate a materialelor de arhivă imediată, cred că se încadrează și. Uh, negativul acela zgriat despre care mm -hmm. vorbeam? A venit de la sine, uitându-mă uitându în arhiva familiei mele și, mă rog, scanând tot ce, ce era pe acolo, am dat și de negativul ăsta, care practic e o non-imagine, era un, un frame neexpus de pe un, de pe un film, nu știu, probabil da, folosit de bunicul sau tatăl meu... Însă m-a captivat cumva tocmai potențialitatea asta a non-imaginei și cum din nimic, fără, fără nicio intervenție, uh, o imagine care la prima vedere poate uh, părea că surprinde, nu știu, tot universul. Da, cred că are legătură și cu ce nu este în albumul de familie. Uh, dacă albumul de familie este cumva concentrat pe a idealiza cumva familia și punem acolo doar cadrele frumoase, cadrele, cadrele frumoase, reușite, da. da. Exact. Întrebarea da. este exact. ce, 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 ce rămâne ne inclus în album de familie și în fotografiile alea. Plecând de la, de la experiența asta acumulată în realizarea proiectului cu părinții mei, am început să să colecționez fotografii din România socialistă. Am uh, scanat uh, fotografie de familie ale prietenilor, am început să uh, mă duc prin anticariate, prin uh, piețele de vechituri uh, și uh, am, uh, am început așa un fel de cercetare, explorare a uh, modului în care familia se autoreprezintă, și uh, odată cu interesul față de uh, dimensiunea politică uh, care am început să, să, să o explorez. Uh, am vrut să mă întreb uh, cum poate fi uh, revizitată uh, viața de zi cu zi. Recompusă, într-un fel, adică cumva și din, din materiale da. derivate, cumva să refremuite, într-un fel. Mm -hmm. Și cred că, cred că partea aceasta, de exemplu, soluția, soluția prezentată aici, fiind o soluție foarte validată de la... Abi până la alte soluții în care ai acest panou negru sau ai un fundal negru în mm. care ai niște imagini care cumva, pe uh, care cumva nu le poți evita, nu le poți ocoli și cred că asta devine mm -hmm. cumva important să nu, să nu, fie de fapt nicio ambiguitate de fapt. Mm -hmm. Eu cel puțin asta, asta am simțit când, când am privit, uh, privit lucrările și la rândul meu am considerat mereu foarte greu să, să te poți include într-un astfel de discurs știi? și la rândul meu am încercat, am, am amestecat propriile imagini imagine de familie, unor imagini anonime, mm. pentru că toți am avut, sau numărul rog, foarte mulți au avut momentul acesta de, de arheologie fotografică, mm. prin târguri sau prin tot felul de alte, de, alte, de alte contexte, dar cred că este foarte important la un moment dat să le, dai, să le dai un sens, să le dai un sens care de fapt este un sens al tău. Da, Și da. cred că asta are, are sens. <laughs> Da, și mă rog, sincer, în general, cumva, și tot parcursul ăsta, cred că apropo, și de, mă gândeam și mai devreme, n-am apucat să spun, mai întreba și de ce fotografie. Cred că în, în toate proiectele astea până acum, și în general, cred că folosesc fotografia mai mult ca, ca proces și ca o scuză pentru a mi. Pentru a mă ajuta în diverse căutări și ale mele. Apropo de ce am învățat din, din proiectul cu mei, unde am, am, am plecat cumva cu o, cu o idee pe care am încercat să o ilustrez folosindu-mă de, de ei și de imaginea lor cu arhiva asta creată, am încercat să nu cad cumva în aceeași capcană, și atunci strategia care am încercat să, să o folosesc a fost. Mă rog, ceea ce se cheamă grounded theory, un fel de uh, uh, metodologie a unei teorii întemeiate empiric, adică nu vin cu o ipoteză pe care uh, apoi încerc să o ilustrez, uh, găsind uh, exact ce am nevoie pentru a -mi, uh, a mi spune povestea, ci să mă uit la la toate imaginile astea ca la un corpus de imagini din care, nu știu, ca la o bază de date din care să încerc să rafinez și să las loc uh, Imaginilor să se iasă la suprafață și să identific cumva uh, paternuri, specificități și lucruri care se nu, știu, care se cristalizează cumva de la sine uh, mai degrabă decât uh, să încerc eu să. să vin cu o, cu o narațiune pe care doar să, să o ilustrez. Sunt niște, nu știu, de exemplu, oamenii vorbind, care pozează vorbind la telefon sau se prefacă vorbesc la telefon, apoi erau minge roșie cu buline albe care apărea în mai, mai toate albumele de familie, Moș Gerilă era nelipsit, Jucăria cu Donald Duck, Ursul împăiat de prin mai toate stațiunile, portretul lui Nicolae Ceaușescu care era în, în majoritatea spațiilor anumite key moments dintre acestea care... da, da, însă iarăși cred că sincer mi-e teamă că pot fi adică sunt din ce în ce mai conștient că pot contribui la un discurs la care nu vreau să contribui Uh, și deși poate unele din seriile astea uh, pot fi interpretate într-un mod uh, care nu aș vrea, uh, cred că ele au și o dimensiune, nu știu, uh, să dau un exemplu, portretul lui Ceaușescu pe, pe perete, putem să-l să vedem ca uh, vai, cursul, uh, cultul personalității uh, uh, evil-communism sau putem să vedem de fapt uh, ce a însemnat uh, uh, proiectul de alfabetizare și de uh, educație din socialism. Adică, cred că în seriile astea uh, este loc de văzut ceva mai mult decât uh, discursul ăsta. Uh, Care am uh, fost și obișnuit. Da, da, da. da. Uh, aici e, e seria cu mingea roșie, cu buline albe, dar, mă rog, și toată ideea seriilor astea e că. Deși imaginile, la prima vedere, cauți obiectul ăsta care apare peste tot, obiectul în sine, mingea, devine doar un pretext și, de fapt, ce, ce devine interesant este contextul în care se află mingea. Vedem mingea la mare, la munte, adulți, copii, vară, iarnă, acasă, afară. Și, uh, e un pretext de a explora cumva viața de zi cu zi. Cred că este foarte prezentă cotidianitatea în, în lucrările tale, mm. adică cumva o, o explorare și o augmentare în anumite cazuri a unei cotidianități care altfel ar putea trece neobservată mm. sau metabolizată, adică devine acea chestie, acea rutină prin care, de fapt, nu mai suntem conștienți de anumite lucruri care se tot întâmplă în noi. Da, da, ne sunt prezentate în niște povești din astea. Uh care poate nu au neapărat legătură cu realitatea asta. Am încercat am să fac o machetă de carte uh, și apoi am expus-o în, uh, în niște scări de bloc. Mi s-a părut cel mai potrivit loc pentru, pentru a fi expuse seriile astea într-un fel de uh, spațiu ăsta între public și privat și în, uh, iarăși în, uh, în blocurile construite în aceeași perioadă și în uh, locuite de oamenii care de multe ori apar în poze. Asta e și seria de care, de care ai amintit tu. Iarăși a, a venit cumva de la sine, am identificat gestul ăsta care e într-adevăr așa foarte subtil, dar care cred că poate vorbi iarăși de diferite moduri în care soldații ăștia se raportau și relația lor cu, cu însemnele uh, Republicii Socialiste România. Ăsta e un proiect uh, iarăși uh, pentru că odată cu cu explorarea arhivei astea din așa într-un fel taxonomic, încercând eu să să clasific uh, uh, lucrurile, uh, mi-am dat seama că clasificarea e de fapt un proces foarte violent, așa că clasificarea presupune pe de o parte excludere și pe de altă parte o uh, divizare a lucrurilor și încercând așa să înghesuim noi, uh, asta cred că e valabil în general cu clasificări și uh, încercând să înghesuim uh, concepte sau lucruri în, în niște cutiuțe așa create de noi, uh, pierdem foarte mult uh, și pierdem foarte multe nuanțe, pierdem foarte multe uh, posibilități și da, nu știu, um, uh, potențialități. Ei, și atunci am încercat să mă uit uh, la moduri de a, de a organiza arhiva asta în, într o uh, neștiințific cumva, pe baza unor uh, unor reguli uh, mult mai subiective și mult mai naturale cumva și atunci m-am uitat la, la materialitatea obiectelor astea, pentru că fotografia pe lângă imaginea în sine, este suportul ăsta fotografic care acumulează tot felul de informații despre cum imaginile au fost folosite, unde au unde au ajuns, nu știu, toată experiența lor ca, ca obiecte. Și da, în, în proiectul ăsta care se cheamă Photodermatoglific, am, am început să screz diagramele astea, să, să uh, organizez. Uh fotografiile pe un principiu foarte subiectiv, pe baza crăpăturilor și îndoiturilor. Asta e cartea despre care vorbeai, cu cele, cele 10 secunde de la execuția soților Ceaușescu. E o carte de obiect, așa, o carte de artist, făcută doar în 10 exemplare. Coperta e din foaie de cort. Archiul specific. Da, da. Dar... Și cumva și din, din, din Imaginile pe care le avem după ce se oprește rafala de gloanțe, camera se apropie, vedem pe cei doi căzuți la pământ și uh, scena următoare este, mă rog, vine doctor să constate decesul și apoi vin doi soldați care îi acoperă pe cei doi fix cu uh, cu foaie de cort, da, da. Și am am încercat cumva să, să da, folosesc același același material. Uh, și asta este o lucrare cumva care are legătură cu cu cartea și cu, cu, momentul ăsta, tocmai pentru că mi se pare important și ca eveniment istoric și relația cu, cu poporul român, nu știu, că ca, noi ca, ca martori ai, ai, acestor evenimente, cum ne raportăm la evenimentul în sine și, mă rog, lucrarea asta care se cheamă Witness Martor, m-am adunat iarăși din arhiva asta cu poze găsite, am adunat pozele de, de buletin și lângă, dacă le-am le, -am, le -am prezentat originalele într-o într ramă lângă, le-am le -am, mărit și le-am le lipit una peste alta, invitând cumva publicul să să le rupă, și astfel creează un fel de portret robot al, de fapt, al martorilor, dar și în ideea de a întreba cine în același, de fapt este responsabil. Și, și... în același timp, pentru a-l descoperi, trebuie să le și distruge, adică, ca să da, mergi pe da ca mm -hmm. să avanseze în descoperirea lor și asta mm -hmm. mi se pare și un nivel de interacțiune interesantă și cred că este prima primul moment în care de fapt ai propus un fel de interacțiune directă, adică o, o, mm -hmm. un contact cu lucrarea, cu lucrarea da, expusă. Da. Și are și un fel de imagine care se creează, da. dar în același timp se distruge. E, uh, în între colaj în aceeași... și mm -hmm. devine și un colaj la un moment dat, dacă nu sunt rupte perfect. Da. Ei, odată cu... Uh, cartea, m-am gândit la, nu știu, tot încercând să, tocmai să, să, găsesc un mod de a aduce realitate și, nu știu, de a, de a mă uita la secvența asta video cheie, am încercat să explorez și o altă dimensiune, să mă uit la, la acea secvență video ca la, un, ca la un spațiu, nu doar ca la niște imagini și atunci m-am gândit la fiecare frame din, din astea 10 secunde, nu ca la, un, ca la o suprafață bidimensională, ci ca la un, un obiect în spațiu cu, dacă fiecare ai pixel, nu este un pătrat, ci un cub. E, și atunci, punând toate leirele astea, toate straturile astea cu fiecare, fiecare frame unul în spatele celuilalt, creez paralipipedul ăsta, care de fapt este un, un spațiu cu o translare așa în spațialitate a, a secvenței astea. Uh, și laturile acestei uh, acestei structuri uh, sunt practic uh, mișcarea camerei și temporalitatea videoului. Aici e un fel de machetă așa, un mod ideal în care mi-ar plăcea să, -l, să, să le expun, uh, cumva ar trebui să respecte raportul cadrului videoului, tocmai pentru a, a pune privitorul în interiorul acestui, acestui cadru și de a-l inspecta cumva din, din interior. Da. Și acum, nu știu, apropo de traseul meu și de cum a evoluat relația mea cu fotografia și pasiunea mea față de arhive uh, m-a dus cumva să și uh, fac asta ca uh, job uh, și de ceva, de câțiva ani lucrez la, la Royal Anthropological Institute în Londra, unde uh, uh, ca fotoarhivist e acolo o, o arhivă de fotografii într-adevăr mult mai problematică și mult mai uh, Copleșitoare, așa față de ce am reușit eu să, să adun în, în proiectele mele. Însă a fost o, și este o experiență, da, foarte interesantă să, să ai acces și să poți explora um, o astfel de arhivă. Cât de mult se pot folosi? Uh. Teoretic este publică, oricine poate veni și poate consulta. Mă gândeam că nu trești frustrarea aceea de a fi într-un fel paznic la oi, ăsta lupul paznic la oi e. și să nu poți e. accesa în niciun fel... Nu, e, e, e o arhivă publică, oricine uh -huh. poate, poate veni și poate, da, poate explora uh, uh, imaginile. Uh, asta e intrarea instituției, e... Uh, 50 e adresa, e pe Fitzroy Street uh, și asta e ușa, ușa de la intrare. Spun asta pentru că are legătură cu cumva cu o, un proiect pe care vreau să-l prezint. Uh, la un moment dat a fost uh, făcută o expoziție uh, de către Paul Bass, un, un profesor de la SOAS, cu fotografii ale uh, unui antropolog, uh, Norco Thomas, care... A fost chiar și primul uh, antropolog uh, appointed by the Colonial Office, și a fost trimis uh, în Nigeria și Sierra Leone, mă rog, în 1912, 14, 15, uh, uh, ca să, să documenteze. Cam așa arată imaginele din colecție. Sunt vreo 5.000 de negative pe sticlă, uh, și uh, asta e o lucrare care am făcut-o cumva ca răspuns la, la expoziția asta. Uh, pentru că, uh, mă rog, vedem cam în toate imaginile, uh, antropologia, oricum, mi se pare un, uh, o, o disciplină, cumva, un, un istoric uh, foarte uh, complicat. Aici vedem într-o într -o, uh, o cărticică care era folosită de antropologie în perioada aia, uh, o descriere a acestui device uh, pentru a numerota subiecții. Asta e o pagină din, uh, cu o listă de fotografii făcute de, de physical types de, uh, de către Norco Thomas. Ei, și uh, intervenția mea a fost și răspunsul meu la, la expoziția din cadrul instituției a fost uh, să, să iau mâna asistentului cu device-ul ăsta și pur și simplu am uh, am uh, plasat în spatele numărului care reprezenta adresa uh, instituției. Astfel, cumva creând un cadru și un, un ultim proiect uh, care mă gândeam să-l prezint apropo de arhivă, uh, a fost uh, o intervenție făcută la invitația salonului de proiecte în legătură cu arhiva Mihai Oroveanu. Uh, Salonul de proiecte s-a ocupat de, cumva, de digitizarea și catalogarea uh, unei părți din arhiva Uroveanu din arhiva și uh, m-am invitat să să fac o, un proiect cu această arhivă. Apropo de implicațiile uh, politice și etice în lucru cu, cu arhiva, um, a fost și foarte copleșitor, așa, te duci acolo, era o mare majoritate a uh, imaginilor, nu erau indexate nici într-un fel, nu erau catalogate, era un proces de... Lucru și, și spațiu cumva l-au construit ca un spațiu hibrid în care erau și expuse fotografii, se, acolo se făcea munca de, de arhivare. Mi se pare foarte importantă relația cu uh, proprietatea, a, când, când lucrăm, mai ales că lucrăm cu imagine astea găsite, a cui sunt aceste imagini și cine are voie să le folosească, de ce, cu ce scop. Uh, și uh, răspunsul meu la, la acest arhivă a fost să uh, introduc în arhiva necatalogată uh, un număr de, de fotografii, cumva fără a spune, fără să știe nimeni ce fotografii am expus, tocmai pentru a amplifica uh, ambiguitatea asta a proprietății. Era evident că în corpusul ăla de imagini uh, au ajuns și imagini din arhive care existau înainte, pentru că aveau numere de ordine și așa. Și atunci te întrebi care este istoricul și traseul, traseul exact, lor. Traseul lor uh, și a cui sunt ele. Uh, și sunt o sumedenie de întrebări aici care derivă din, uh, uh, din toate relațiile astea, cine are puterea, cine... Uh, și sunt foarte multe momente în... Uh, în uh, în procesul ăsta de catalogare în care uh, sunt uh, o grămadă de decizii care sunt luate și cine ia deciziile astea cu ce scop și uh, iarăși uh, contribuind la ce narațiune. Cred că oricum apropo de ce, de ce spuneai de ce, cu ce începusem de fapt cu de ce fotografie un alt lucru pe care, pe care îmi place să-l spun este că cel puțin eu am ales să, să fac fotografie doar este am considerat că este cea mai ușoară metodă pentru a colecționa, pentru a deveni un colecționar. Mm. Și mai departe, un proiect rapid, de exemplu, pe care l-am făcut cu, cu Gârbovan, toate obiectele acelea rezultate din proiectul, din săpăturile, foarte mm. multe persoane vin și spun da, ce frumoase sunt că sale tale, dar de fapt nu sale tale, așa mm. cum nicio fotografie de cele mai multe ori. Este ca atunci când plătești o chirie într-un apartament, atâta timp cât locuiești în apartamentul respectiv, se presupune că ai grijă de spațiul acela uh, și trebuie să fie bine acolo. După aceea mm. nu știi de unde vin, sau, adică nu știi unde va ajunge. Așa, cred că și cu fotografiile acestea, au, au, obiectele în general au trasee foarte ciudate și imprevizibile. Pentru ce vreau să plădești, nu știu sigur dacă am, am reușit uh, să fac asta, cred că e foarte importantă o. Uh, uh, conștiință din asta critică și o raportare etică la ce facem și o conștientizare a implicațiilor ideologice și politice. Dacă cumva proiectul cu AIME mi-am dat seama că nu stăpâneam lucrurile astea, apoi încet, încet, cred că focusul meu s-a mutat cred că mai mult de la ce este în imagine la ce reprezintă imaginea și la ce discurs poate contribui și cum putem explora zonele astea uh, politice prin, prin imagine. Este uh, foarte, foarte important să conștientizăm că nu putem fi apolitici, că indiferent de ce credem sau ce facem sau conștient sau inconștient, contribuim la... Uh, o narațiune sau alta și cred că cel mai firesc și important ar fi să încercăm să descoperim la ce poveste contribuim și de ce. Cred că există totuși în România există o, o dimensiune critică în acest sens? Adică beneficiem și de, de, un astfel de, de activitate? Cel puțin în, eu cum am ajuns să consider lucrurile, cred că a lack, adică lipsește destul de mult uh, um, un awareness dintre acestea mai, mai mult sau mai puțin critic dacă e să o ardem, nu știu, Hechilian uh, cred că nevoia vine tot timpul retroactiv Uh, nu poți înțelege nevoia decât după ce o ai și cred că nevoia există uh, și se simte și cred că vrând nevrând o să se decanteze niște lucruri și o să apară lucruri chestii, o să se întâmple tocmai pentru că, că este o, față. E o nevoie cred că foarte organică și care nu poate fi ocolită da, da sfârșit, exact, da. exact. Păi, după, după acest moment uh, al prezentării lui Andrei, aș vrea să întrebăm din public dacă există intervenții, întrebări de orice fel. Da, întrebam că de ce crezi că e inevitabil să pici într-un framework de citire politică al oricărei imagini și de ce nu crezi că poți, de fapt, să-ți asumi că nu Adică, să a simți tu ca discurs? tu nu, nu, nu ești interesat, chiar dacă ulterior poate să fie citită cumva. Păi și fi... al, al, altfel decât să-i fi dorit tu. Uh, păi cred că, tocmai, uh, fie că ești interesat, fie că nu, fie că ești conștient, fie că nu, uh, vrând, nevrând, orice acțiune și orice decizie care îi are o implicație politică uh, și uh, dacă încerci. Atunci când încerci să faci un pas în spate în afara politicului, cred că ai să realizezi că nu poți să nu ai niciun punct de vedere, că asta înseamnă ce spui tu. Dacă ai un punct de vedere și trebuie să ai, pentru că nu există, nu poți să nu ai niciun punct de vedere, atunci. Uh, ești implicat politic. Și mai mult decât atât, scuze. Uh, îmi vine în minte, apropo de artă sau așa, uh, cred că Alfredo Iar, un, un fotograf și artist, spunea la un moment dat că uh, art if it's not political is just decorative art. Și cred că, de fapt, da, principala problemă e, știi, definiția, știi? Adică să știi despre ce vorbim. Nu mă refer aici, știi, în general, știi, că e această tendință, știi, de a, știi, citi totul din perspectiva politicului, știi. Da, da, pe mine mă pierde foarte tare, știi, adică... când Da, pot să înțeleg că nu pot spune decât că emanciparea poate veni doar ca un proces pe care vrei să-l să, -l, să -l ai. Pe păi nu întrebare mai... ce înseamnă politic. Tot practic. Tot, adică nu poți ieși din sfera politicului. Trăiești în orice faci și tot ce se întâmplă De cu nu, tine vrei. și tot ce da. se întâmplă în jurul tău este politic. Politic nu e un termen ăsta că înțelegem doar Jos Băsescu sau politic înseamnă foarte mult de la, nu știu, teorie critică, filozofie, tot ce vrei tu, până și, da, discurs politic per se, Adică există politicile imagini, există politici, poți să fii politic creând un, nu știu ceva, vorbind despre mediul în sine, despre imagine în sine, despre, nu neapărat despre politic ce vezi la Antena 3, nu știu, la televizor. Cred că, până la urmă, e o chestie care ține cumva mai degrabă de psihologie. Pentru că, până la urmă, dacă stăm orice terapeut din lume, zice că e, tu ești cine ești în ziua de azi, ca un produs al experiențelor trecute, experiențelor pe care le-ai și ceea ce. Totul este până la urmă este un rezultat al. Eu zic că e mai degrabă o conclu, concluzionare, o concluzie a politicilor existente, că vorbim de politici de stat, politică. ori tot felul, politici sociale, politici de învățământ și așa mai departe. Eu vreau să te întreb, să te întreb altceva. Și anume, gândindu-mă cumva la seria cu mingea roșie din copilărie pe care mi am mi adus-o și eu aminte cu ocazia asta. În uh, momentul în care, uh, din punct de vedere etic, cumva, că ai, am, ai deschis și am auzit chestia asta, adică, în momentul în care tu ai uh, strâns acele fotografii, mă rog, și orice, de fapt, orice serie care este luată uh, și creată dintr-o arhivă sau dintr-o căutare preexistentă, din, mie mi se pare cumva că, din punct de vedere etic, în momentul în care tu, prin subiectivismul proprii tale arte, Practic, încalci etica acelei fotografii, puritatea ei, să zicem, inițială, sau stadiul ei inițial, nu știu dacă neapărat puritate. Și mie mi se pare că e cumva orice fel de demers de genul ăsta, mi se pare că este cumva lipsit de etică, într-un fel. Și nu vreau să te întreb dacă e de acord sau. Uh, da, în principiu sunt de acord și de asta cumva la început, nu știu, că am menționat cumva că fotografia poate fi privită și ca o, un proces extractiv în care extragem, nu știu, valoare sau bogăție vizuală și folosim o, un fel de muncă gratuită prin imagine care le folosim sau le creăm. Și da, clar. Sunt, nu sunt confortabil cu, uh, cu dimensiunea asta a fotografiei, și de asta, în ultimul timp, sincer, uh, mă distanțez tot mai mult de la a face poze, de a lucra cu poze. Nu, uh, da, nu sunt foarte confortabil, dar, în același timp, încerc să fiu cât mai conștient de implicațiile astea politice și etice. Ei, mă gândeam uh, la ceea ce ai spus apropo de uh, trauma părinților în perioada de adaptare, mai ales părinții nu știu care au prins o, au prins perioada aia în jur de 35, 40 de ani așa. Cărora le-a fost foarte greu că li s-a schimbat paradigma total, ce, mă rog, noi acum trăim schimbare de paradigmă după schimbare de paradigmă, dar mm. într -un, din anumite puncte de vedere. Dar mă gândeam că, apropo de ceea ce ai spus cu partea cu da, într-adevăr, Ceaușescu pe perețe a însemnat și a dus foarte mulți copii la școală și educație și așa, dar pentru unii dintre noi, au venirea și instaurarea acelui regim au, a reprezentat foarte multe traume personale. Știi? Și atunci, evident că, adică, ideea mi se pare foarte interesantă, tocmai prin subiectiviz subiectivitatea fiecărui privitor în raport cu epoca prezentată. Adică mie pe de o parte a fost foarte interesant că mi a produs niște trăiri paradoxale, pentru că mi-au -am adus aminte de mingea roșie de copilărie și așa, și pe de altă parte mi-au -am adus aminte de alte lucruri din da. istoria personală a familiei. Mi se pare foarte evident că noi am trăit în ultimii 30 de ani într-un discurs monocromatic, așa, în care am fost obligați să ne uităm la uh, istoria recentă prin printr-o perspectivă imperialist-capitalistă. Uh, și, uh, spre exemplu, dacă Vestul își uh, permite uh, tot timpul nuanțe în reevaluarea trecutului, uh, Europei de Est sau, nu știu, de exemplu, României socialiste, uh, nu ni s-a permis acest lucru. Și cred că aici este foarte mult de lucrat în a înțelege și a încerca să creăm o istorie cumva multilayered, cu mult mai multe straturi în care să putem acomoda sau să putem, care să poată conține, da, și lucrurile uh, nasoale care s-au uh, întâmplat în perioada aia, dar să putem uh, vedea și uh, progresul și uh, lucrurile uh, foarte bune și foarte importante care s-au întâmplat atunci. În primul rând vreau să îi mulțumesc încă o dată lui Andrei pentru prezență, pentru coerență. Vreau să vă mulțumesc și vouă pentru prezență, așteptându-vă și Episodul, în cadrul episodului viitor, în care o vom avea invitată pe Ioana Cârlig. Și până atunci, încă o dată, mulțumesc, Andrei. Mulțumesc și foarte mult.